Și am plecat de la Sfânta Ana, am plătit campingul, doar 30 de lei, nu știu de ce, de obicei costă 60 de lei, în care aveți inclus și o sticlă de apă la 5 litri, lemne, toaletă, etc. Este foarte civilizat și foarte, foarte fain. Ne recomandăm. Iar acum plecăm către zona Brașovului. Dar numai înainte să găsim Curtoș. Altfel nu plecăm de aici. Ias. Google, du-ne la Curtoș. Salat de chiurtoș cu pâine cu cartofi. Am ajuns în zona Holbavului și am pornit la drum să căutăm un loc mai fain pentru campat. Vine Vladia și până la vârful muntelui acolo sus. E mult? E cam 300 de ore. A, până așa mult. E ok. Da. Uite, dacă vă arăt, uite, acolo e un pui. Am fost inspirați să pornim căutarea locului de campare pe jos, altfel probabil ne prindea noaptea aici, împingând la rulotă, evident. Tot pe care ajungem drum încoace, ajungem sus și stăm. Dar nu știu care sus. Aștept să ajung în vârf. Care vârf? Care vârf? Nu știu. Așa o să fie și dincolo. Cam așa arată peisajul de la Holbav. În sfârșit avem soare, căldură, peisaj fain, tot ce am dorit. Na, ce faci? Mă odihnesc. Păi? Am ajuns în vârf. Cum era să fim cu rulota aici? Da. Na, ne cambăm aici, ai parcat rulota. Păi am parcat-o, nu? Deci, ce am făcut? Am fost fotograful amator, nu fotograful călător. Deoarece am plecat de la rulotă cu rucsacul, cu echipament, dar mai puțin, da, camera foto. Avem și laptopul, avem la mine. Deci, ce să mai zic? Asta este. Mă voi mulțumi cu cadrele din dronă, cele cu telefonul. Iar acum mergem că trebuie să găsim totuși un loc pentru la noapte. Într-un final, după o zi lungă, cu vreo 13-14 km parcurs pe jos, am dat peste cap aplicația de fitness de la ceas. Ne-am găsit și locul unde vom dormi în noaptea aceasta. Ne-am campat. E foarte frumos aici. Avem munții Bucegi pe fundal. Avem un peisaj de nota 10. Suntem undeva între satul Holbav și Vulcan. Satul Vulcan se vede chiar aici în față. Și acum așteptăm să se răcească berea. Deoarece să facem focul. Mai întâi berea. Mai întâi berea. Deoarece a fost o zi lungă și avem nevoie de hidratare. După care vom și găti, vom face un grătărel. Cu viu. Cu viu. Iața. Bună dimineața. Ne-am trezit cu un super peisaj. Avem parte de munții Bucegi care se văd în față și o vreme super faină. E foarte mult soare. Abia aștept să mă rostogolez din pat. Haide, hai afară. Am ieșit la o plimbare matinală, să ne bucurăm de aer și de peisajul pe care l-am avut și încă l-avem, munții Bucegi și această livadă. Totul arată foarte, foarte bine. Avem parte și astăzi de vreme bună. Ne mai bucurăm în acest loc pentru o vreme. Să vă arăt cum arată un birou de fotograf. Mai bine zis, un birou mobil. Mă pot bucura de
acest peisaj atât pe ecranul calculatorului, cât și pe geam. Ca niște clienți veritabili. Și ce s-a întâmplat? Am spumat-o. Te spălași pe tine un pic? Sí. Am plecat de la Holbav. Ne-am oprit să spălăm puțin rulota, a fost foarte funny. Iar acum ne vom îndrepta către casă, deoarece excursia noastră la sfârșit. Un capitol foarte interesant pentru voi și am mai primit întrebări deja pe Insta despre acest lucru. Cât costă o astfel de rulotă și de unde o putem închiria? Voi începe cu a doua întrebare. Rulota Happy Glampers o puteți închiria din Timișoara, mai exact din satul Dumrăvița, de lângă Timișoara. Iar la lista de prețuri o avem aici și o să citească Sandra. În perioada în care noi suntem acum, 1 aprilie, 14 iunie și 16 septembrie, 30 octombrie, este 100 de euro. Mai apoi, în full sezon, din 15 iunie până în 15 septembrie, 130 de euro. Iar iarna, din 1 noiembrie până în 31 martie, este 55 de euro. Plus taxa de igienizare și consumabile de 100 de euro și o garanție de 500 de euro care este returnabilă dacă aduceți rulota înapoi. Cam asta a fost aventura noastră. Sperăm să o repetăm după ce se ridică restricțiile din Europa. Poate reușim să facem un Eurotrip cu rulota. Ar fi absolut genial. Ne-am dorit mult, mult, mult în Dolomiți. Așa că abonați-vă la canal ca să fiți împreună cu noi în următoarele aventuri. Da, intenționăm să plecăm cât de curând, chiar peste o săptămână, la o căsuță în Munții Apuseni. Care vreau să fie sigur, primăvara cu noi. Sigur o să vă placă și nouă și vouă. Așa că mulțumim pentru vizualizare și ne vedem curând! Mulțumim! Salutare!